ca artist lucrezi, dar dacă nu ești dus mai departe de cineva, să zic, de un manager mediatizat, nu cred că poți ajunge dincolo cu expoziție sau cu... Am mers ultimii 3 ani la o tabără de creație în Bulgaria, la Montana. Și taberele astea, de asta vă spun că sunt benefice, pentru că acolo întâlnești colegi artiști. În Cuba am întâlnit, din Italia, din Macedonia, din Grecia. Am lucrat într-o fabrică de, cum să zic, de gresie, se fabrica gresie, și am lucrat efectiv o săptămână acolo. Ne-am dat adresele de mail de astea și acum încercăm să cumva să ne întâlnim într-o expoziție, după câte am înțeles, anul viitor în Croația. Un coleg care am lucrat ne propune să facem pe o expoziție în Croația. Și de asta spuneam, și taberele de creație sunt benefice pentru a ne întâlni și a ne schimba adresele și pe măsura posibilităților să ne invităm unii pe alții pentru expoziție, pentru un simpozion, pentru o tabără.